dacă tu ai vrut să ai o discuție cu Amira, te sfătuiesc să continui discuția cu Amira, nu? Hai că poate să discute. Da, e vina mea? Mai bine vorbesc cu... N-ai ăsta, cu Victor. E vina mea? Nu e vina. Ce are, mă, Victor? A? Ce are Victor? Păi Victor Barem înțelege, ea nu înțelege. Da, Radu, lasă-mă în pace. Bine, Amira, te lasă în pace, stai niște. Lasă-mă, nu mai vorbi de mine. Stau, nu mai vorbesc de tine, iartă-mă, Amira. Că am îndrăznit să mă adresez la adresa ta. Da. M-am îndrăznit să mă adresez la adresa. Două locuri în mașină ca miliardarii. Poftiți? Banii. Amira, zic, n-are audiență cu el astăzi. N-are dialog. N-are audiență azi. Nici dialog. N-am. Ar trebui să aveți și voi azi. Eu zic că ar fi trebuit. Ai avut ieri, măcar, nu? Măcar din ai respect. Ai vorbit mult rău, tare era Miro, adevărat. Nu, dar din respect, măcar am putea să deschidă și ea gura când e întrebată. Știi că până la urmă, nu am de gând până la urmă, să știi cum e? Subiectul ai subiectul ăsta de an radio, așa mâncat, că lasă-mă. Ai mâncat, te-ai odihnit ca idee, din respect așa pentru lumea de acasă. Dar vorbim, mă, s-a îmbocat de toți ori. Dacă femeia nu a spus că nu poate să discute cu tine, că te-a vorbit, să te jignească, vrei să fii jignit? 2 minute, cum, mă, n-a vorbit? De ce spuneți că n-a vorbit? Că femeia a vorbit, acum dacă s-a încurcat, să riși voi pe ea. Nu s-a încurcat numai de 15 ori în 2 minute, atât. Ce? E mult? Nu e mult. Ea poate să vorbească, dar nu vrea. Tu ce-ți cauți, mă? Ea nu vrea. Te caută pe tine, Amira. Ce-ți cauți? Tu de fapt poți să vorbești, dar nu vrei, spune-le. Bă, dar luați-vă de astea ale voastre, mă, ce aveți cu mine? Vă căutați, ați văzut că nu merge cu mine? În primul rând, eu n-am niciuna mea, singura lui Codruț e Alexandra, deci nu are cum să de ale voastre. Poate să ia decât de a lui. Lați-vă cu grupul vostru, să vedem ce dați între voi. Amira, sau de aia vă luați de noi o zi, Aurora, o zi. Eu merg ceva în casa asta. Ți-o mers, mă, ceva în casa asta, ție? Dar nu trebuie să meargă nimic. Păi și atunci? Nu trebuie să-i meargă ei, trebuie să-i meargă Marie, ei, Codruț. Nu ei. Nu trebuie să vă meargă. Că dacă Maria e fericită, e și ea. Ce n-ai înțeles? Dacă ți-am spus, tu ești acolo roțele ajutătoare de la bicicletă și așa mai departe. E premergător pentru copii. Bă, dacă tu te mulțumești cu treaba asta, noi putem noi să facem ceva? Bine. N-are, mă, n-are chef, mă, să vorbească ea, mă. Da. Ea e în măsură să nu vorbească. Amira, știi care e problema? Că până și roțele alea, la un moment dat, o să fie lăsate deoparte și o să pună motorul pe biciclete, înțeles? Să nu mai pedaleze. O să le pui acolo și aia e. Tu o să fii iar la ăștia în timp, la copiii ăștia care sunt timp, care cresc, o să mai fii bun acolo. Eu zic că mai bine plecai după al tău. Cel mai bine. Nu să stai să ne mănânci nouă nervii. Bă, sau nu, că erai mai eu cred că îți mănâncă ție nervii doar prin simplu fapt că te evită și că nu-ți prea răspunde la întrebări. Tocmai de asta te enervezi tu mai tare. Nu, Alexandra, dar nu răspunde la nimeni. Uite, nu răspunde nici lui Codruț. Tu vezi ce răspunsul îi dă? Pa bune. Dar voi, da, dar tu ai zis că îți mănâncă nervii. Dacă femeia nu-ți răspunde, de ce? Cu ce ar putea să-ți mănânce nervii? Alexandra, nu că nu-mi răspunde, Alexandra, că evită să răspundă sau că nu e capabilă să răspundă. Păi nu vrea să-ți răspundă, pentru asta nu e capabilă să-mi răspundă, nu că nu vrea să-mi răspundă. Ok, nu e capabilă să-ți răspundă, pentru asta te enervezi tu? Da, pentru că nu suport oamenii incompetenți. Atunci nu mai încerca să ai dialog cu ea. Bă, Amiră, dar vine te finala, bă, e aici finala, nu vrei să scapi și tu până la urmă de aia de la dacă gât, că tot e final aici? Hai, încă ține zgarda, dacă vrei să știi, e zgardă bună, nu poate să scapi. N-am zis treaba asta, o să scape, Amira, bine. Nu vrei să ai și tu? Ți-am spus ceva, atâta cât nu ai liberul nimic, nu am nimic cu tine, dar lasă-mă, pace, nu te mai luat nimic, că n-am chef. Eu nu am nimic, mă, cu n-am chef de nici de voi. Dar luăm și noi apărare la niște oameni sărmani care vor să-i scoate dintr-o lesă, știi? În lesă ești tu, Radu. Ești tu prima dată suntem, din lesă. În lesă ești tu, Radu. Ești tu primul și apoi vin o să mă scoți pe mine, uite, da? Eu sunt un ești om care primul vrea să ajute oamenii vezi care au probleme. N-am nevoie de ajutorul tău, îmi pare rău. Poți să fii psihiatrul tău dacă vrei. N-am nevoie. Amira, dar de ce e supărată? Te-a făcut Ronaldo falsă iar? Trebuie să fie ea sigură. Trebuie să fie ea sigură. 3.000 ochelari, două locuri în mașină. Zi, Amira, de ce e supărată? Tu ce ai, Alin, că te aud pe acolo pe fundal? De ce e supărată? Nu sunt supărată, mi-e somn. A, mă gândeam că te-a făcut Ronaldo falsă. Ce mi-e că stai să te culci, ce mi-e că stai cu noi aici, tot aia. Mai bine du-te frumos în spate, în vestiar și culcă-te, că e mai bine. Dar tu nu poți să-ți cauți o altă ocupație dacă vezi că o persoană nu vrea să discute cu tine, nu vrea să aibă dialog cu tine, nu poți să-ți cauți o altă ocupație. E atât de important pentru tine. I-am găsit ei ocupație. Am trimis-o în vestiar ca să o poată. Nu, că tu îți cauți ocupație, că poate ea are Alexandra, altă ocupație. Trebuie să știi și noi, Alexandra, motivul supărării ei. Bă, oamenilor, voi nu vedeți că sunteți disperați să vorbiți cu cineva care nu vrea, nu poate să nu vrea. Vrea, păi da, ieri... Vrei să vorbim noi doi, Alexandra? Păi ieri a căutat atenție, Alexandra. Vrei să vorbim noi doi? Ieri a căutat atenție pe aici. Este vorba că vreau să vorbim noi doi, dar tu efectiv trageți de o persoană pe care o cred, o... Și dur. Ați catalogat-o într-un anumit fel. Păi stai puțin, Alexandru, că ieri pe aici sărea hopăia, era fericită, acum e supărată. Vrem să știm ce are de supărată. Bă, tu te bă și lasă-mă, băi, Ariciule. Ce ai? Arici ești tu?
Dar tu n-ai cu cine să vorbim în casa asta. Lasă-l și pozitorul ăsta în bace. Păi nu? Nu ai decât cu mine? Ioana, ce ai de face așa din cap? Ioana. Ce zici, Amilo? Zic, tu n-ai cu cine să vorbești decât cu mine? Nu, mă, vreau să văd de ce e supărată, doamne. Dar nu sunt supărată, omule. Atunci de ce n-ai chef de vorbă? Ha, mă, de dracu, să nu mai vorbească, mă, dacă nu vrea să vorbească. Dar te-am întrebat omul ăsta ceva, de ce nu-i argumentezi, de ce nu-i răspunzi? Eu nu înțeleg de ce Radu se întrebe cu Amira. Ca să întreb eu? Da. Eu nu mă cer cu nimeni. Nu m-a întrebat-o ceva, frate, nu s-a certat cu nimeni, doamne. Mă, că n-ai cum să stai Amiro, supărată, lăsați-mă, faci cu tine cu tine cu tine cu tine. Dacă tu n-ai atracție față de ea. Da. Dacă n-ai decât nu vreau să mai am de ea cu Radu. Da, am trei cuvinte. Și deja sunt demonstrează, demonstrează, Amira, că ai mai mult de trei cuvinte. Nu am chef cu voi. Nu ai chef cu noi. Radu, te sfătuiesc, o chem pe Amira în camera roșie, că văd că tot tragi de ea în continuu să vorbească. Am senzația că ție chiar îți este drag de ea. Bă, de 5 minute deja nu mai vorbesc și tu zici că trag de ea? Care 5 minute? 5 minute. 5 secunde. Care 5 secunde? Cât a aberat, Winnie, am tăcut din gură. 5 minute. I-am zis, lasă-o în pace, nu mai băgăm seamă. I-am zis lui, lasă-o în pace, nu mai băgăm seamă. Cheamă femeia în camera roșie, că vă că-ți place, poate în camera roșie, poți să ai un dialog cu ea, că ieri te-am putere cu ea pe afară și vă jucați. Decât să mă duc în camera roșie cu Amira, mai bine îmi bag un băț. Că ieri afară ai putut să ieși cu ea? Aș veni eu cu tine. Ieri afară ai putut să ieși cu ea? Cine a ieșit afară cu ea, mă? La coală, mă. M-a alergat, iată, a dat-o de fapt domnișoara Cristina afară pentru că înjura. Și a venit după mine. Și pe tine de ce te-a dat afară? Nu, te-a dat pe tine afară. Pe amândoi. A? Pe tine primul. Pe amândoi, mă, nu m-a dat doar pe mine. Pe tine primul, că nu știi să vorbești. Bine, știi tu. Hai, la revedere. Să vorbești și după vine să vorbești. Bine, lasă-mă, pa! Pa! Cei care nu se suportă se iubesc. Da, ei doi. Bravo, bă, ai vorbit să nu adormi. Da. Culcă-te la loc. Da. Dar de ce? Nu-ți convine când se spune adevărul? Nu-ți convine? Dacă e un adevăr, îmi convine. Nu-ți convine, Radu? Dacă e o vrăjeală de asta doar așa... De ce nu recunoști că-ți place de Amira, tocmai de asta o tachinezi de două zile în continuu? Dar tu de ce vorbești? Auzi! Deci, tu de ce vorbești de Amira? Parcă nu mai vrei să îi se pronunțe numele. Eu am zis vreo secundă să nu îi se pronunțe numele Amirei? Bine! Așa! Dă-ți tricoul la jos, că nu ți-aparține. Cu Mickey Mouse-ul ăla. Mai frumos Mickey Mouse-ul ăla decât tine. Da? Tu semeni cu el? Nu, decât tine, mă, decât ăsta. Stai, mă, în inimă! Stai frumos, frumos la inimă! Îți place de el un pic, așa. Da, îți place un pic de Radu. Sunt topită. Ai, mă, vorbești de mine, îi place de Radu. Găsește-ți tu, gagică. Nu, lui Radu îi place de Amira. Da, sunt pierd după ea. Păi chiar îți place Amira. Adevărul că îmi place o femeie care place pe prietenul, de fapt pe iubitul prietenului. Știu ce cauți, oprește-te că nu-ți dau ce vrei. Dar nu trebuie să-mi dai ce vrei. Tu ai observat, Alexandra, că tot timpul când Radu glumește cu Amira, Amira râde. Dar lui Radu, dacă nu era interesat de Amira, dimineața asta nu trăgea de ea. Da, s-a legat ceva de între noi de ieri, s-a legat ceva. Mor de ea. Nu știu dacă era interesat de Amira, dar fost întrebat cu siguranță. Dacă vroiam când am fost întrebat de situația domnicea Cristina la cuplul lunii, mă înscriam dacă vreau. Cu mine? Da. Păi cum te-ai înscris tu cu mine la cuplul? Dacă vroiam eu, mă, dacă îmi plăcea de tine, nu... A, dacă voiai tu, da, nu conta. Dar mie nu-mi plac femeile care nu știu să vorbească. Dacă ies în oraș cu tine, Amira, dacă ies în oraș și comand ceva, tu spui, vreau și eu la fel, atât. Nu putem să întreținem o conversație noi. Da, păi mă duc la restaurant să întrețin o conversație cu barmanul ăla de acolo, nu? Ce treabă are, bă, cu cine vorbesc? Doamne, ia mă, doamne, că nu știe ce vrea. Bine, nu. Pe tine te vrea. Da. Amira, când te-a pus în inimioară pe cadru, n-ai făcut figuri. Pe Adriana o vreau eu. Hai că Adriana te vrea pe tine. Ar vrea. Adevărat? Ar vrea să mă vrea. Să-l vreau, să vreau. Da, ascunzi. Să-l vrei. Ați cuvins că e greu, mânzelor. La voi n-ați observat că pe Radul vor toate femeile. Mamă, nu te mai băga cu mine seama că eu nu-ți dau ce vrei. Poți să vorbești. Nu, mă, dar te vor toate femeile pe tine, ești nebun. Ești plictisitor, bagi de la tine, n-am cum să am o conversație. Păi ce m-am zis că te vor toate femeile? Păi ce te-ai ajut, Radul? Nu mai pe tine nu te vor, Ali. Trebuie să-mi dai bani, că folosești și glumă. Ia și vorbește. Cu Amira? Păi nu vorbesc, ce să vorbesc cu Amira? Când, în weekend? Mai ai două, trei zile, să te mai vadă și pe tine lumea. După aia să pui la story, să dai acolo tagul. Vorbești tu în emisiune cu Marina. Ai văzut la Radu? Da.
Ai târziu. A, păi eu n-am văzut. Da, și ai tu faci. Da, și tu faci chestia asta înainte. Ai târziu, târziu, dar decât să vin în emisiunea asta să mă laud că sunt pe YouTube și să vorbesc doar că trebuie să vorbesc și să inventez, mai bine nu mai par pe YouTube. Da, și tu faci aceeași chestie înainte. Ai auzi mai ce ai inventat? Decât să vin Amira 2. Amira 2, tu faci aceeași chestie. Să vin în emisiunea asta să mă laud că toate fetele mă vor pe mine și de fapt nu mă vrea niciuna, mai bine așa. Păi tu vorbești, mă, abandonatule, că te-au abandonat două femei și nu te vrea niciuna. Zi-mi o femeie în casa asta care te vede măcar simpatic. Zi-mi o femeie în casa asta care te-a vrut pe tine. N-a fost niciuna. Multe. Care? Niciuna, Alexandra. Zi-mi o femeie în casa asta cu care tu ai făcut un cuplu. Nu vreau să dau nume la cele care nu mai sunt în casă. Pare rău. Cu care tu ai făcut un cuplu. Mi-e îmi place de colegul meu, Radu, pe care am făcut cuplu. Cu care am făcut cuplu? Da, să dureze măcar o săptămână. Nimica. Haide. Haide. O săptămână, nu o oră, nu încurca orele cu săptămâni. Aia, să ne că mi-a venit toată și ai băgat vrăjeala asta. Bă, o săptămână. Bă, da, du-te că tu te mai uiți la episoadele din trecut, da? Uite, intră pe YouTube, ia acolo Radu și vezi acolo cât durează. O oră. Aia o secundă. Am cer scuze, acum te-ai pus și a doua zi te-ai despărțit. Mie îmi place de Radu, lasă Alexandra, că ai tu, mintea lui bă, toate ce mai ajuns relația, acasă. Deci o oră am dreptate, ai tu prietene pe acasă, pe lângă tine care își doresc relații, Alexandra, ai auzit? Mamă, n-am auzit nimic. Ai tu prietene pe lângă tine care vor relații. Poftim? Ai tu prietene pe lângă tine care vor relații. Da, ai. Păi da, vor, dar nu cu ai nevoie de prietene sau ai nevoie de fete care vor relații? Vor, dar nu cu tine. Am prietene lângă mine care da, doresc relații, dar nu poate, Alexandra, nu poți să aibă relație cu tine pentru că tu umbli din floare în floare.